este timpul ca reprezentanții zodiei RAC să-și dezvăluie talentele. O nouă bucurie vă așteaptă în viață, așa numită fericire accidentală, noroc. Eclipsa de soare este asociată cu unul dintre nodurile lunare, așa că vom lua în considerare întreaga axă. Iar pentru tine acestea sunt casele astrologice a 5-a și a 11-a. Potrivit casei a 11-a, din ianuarie 2022, cercul tău de prieteni și oameni cu gânduri asemănătoare s-a schimbat, planuri s-au prăbușit și s-au făcut noi planuri. Dar acum, o etapă complet nouă intră în viața ta. Atenția ta se va schimba. Casa a 5-a a horoscopului, unde va avea loc eclipsa de soare, este despre dragoste, pasiune, hobby-uri, copii, bucurie, talente, creativitate și afaceri. Și undeva aici te așteaptă fericirea întâmplătoare, bucuria neașteptată. Poate că nu o să-ți dai seama imediat, dar totuși trebuie să faci pași acum. Poate exista o nouă cunoștință, dragoste la prima vedere, noi aventuri amoroase. Poate prietenii tăi sunt cei care te pot prezenta cuiva. Poate exista sarcina și naștere și cineva poate începe deja să rezolve problemele copiilor cu școala sau cu grădinița sau, dacă aveți copii adulți, aceștia vă pot oferi surprize, pot fi schimbări în viața lor, dar voi, ca părinți, veți fi direct afectați. Este posibil să decideți să organizați un fel de vacanță, de exemplu să invitați pe toată lumea la o aniversare sau la o nuntă. Întrucât Pluto se află în RAC, în sectorul relațiilor și al căsătoriei, evenimentele se pot dezvolta în funcție de două scenarii. Pentru unii, acesta este începutul pregătirilor pentru nuntă și căsătorie legală. Pentru alții, dimpotrivă, divorț și o nouă relație liberă. Sau poate exista o sarcină neplanificată. E un început excelent pentru autoexprimarea în creativitate, de exemplu, ai un hobby, pictezi imagini și decizi, să zicem, să-ți organizezi propria expoziție sau, de exemplu, să arăți creația ta pe rețelele de socializare sau să-ți etalezi serviciile pe care le oferi acolo. De exemplu, ca și coafeză, e timpul să-ți arăți talentele pentru a fi remarcat. Poți merge să lucrezi ca profesor, educator sau poți deveni tutore, te poți realiza în sport, un moment grozav pentru artiști, poeți și oameni în general cu profesii libere. Dar poate pentru unii totul va părea fi banal. Tu ca bunică sau bunic vei începe să stai cu nepoții tăi și să-ți ajuți copiii. Pot exista niște venituri aleatorii, de exemplu câștigarea la loterie sau un fel de tranzacție financiară care îți va aduce atât bucurie cât și profit ca o fericită coincidență. Unii dintre reprezentanții zodiei RAC vor decide să-și deschidă propria afacere, să înceapă să lucreze pentru ei înșiși. Acționează folosind calitatea principală a scorpionului, deoarece eclipsa de soare se află în acest semn și este necesar să acționezi ținând cont de calitatea principală a scorpionului, acest semn nu se teme de nimic, iar acolo unde alții renunță, scorpionul va pune capăt problemei. Scorpionul are suișuri și coborâșuri, acestea sunt situații de criză, dar nu se teme niciodată să înceapă totul de la zero. Toate schimbările vor fi spre bine, nu vei vedea și înțelege imediat acest lucru, decât mai aproape de 5 mai 2023. Acum doar începe călătoria. Încă o dată vreau să spun despre dragoste. Semnul eclipsei scorpionului este foarte gelos din fire și acum poate exista un atașament puternic față de partener, chiar și dependență, astfel încât să fie nu numai pasiune, ci și gelozie. O eclipsă aduce mereu schimbare, iar acum va fi ceva nou, dar
tu ești cel care trebuie să faci o alegere, să accepți aceste schimbări și să te dezvolți în continuare sau să refuzi și să lași totul așa cum este. Raza ta de speranță este dragostea în toate manifestările ei. Porunca iubește-ți aproapele ca pe tine însuți este foarte relevantă pentru tine și vei avea bucurie și fericire.